13 iulie. Pomenirea soborului Sfântului Arhanghel Gavril. Acest Sfânt Arhanghel al lui Dumnezeu se pomenește în ziua 26-a lunii martie. Astăzi însă facem prăznuire de toate minunile de el lucrate de-a lungul istoriei mântuirii. Se crede că acest sfânt și luminat praznic s-a întemeiat mai întâi în Sfântul Munte Athos, în veacul al IX-lea, în timpul domniei împăraților Vasile și Constantin Porfirogenetul și al patriarhului Nicolae Hrisoverges și a fost determinat de arătarea Sfântului Arhanghel Gavril la o chilie de lângă Caries, unde Arhanghelul a scris cu degetul lui pe o tăbliță de piatră cântarea Presfintei Născătoare de Dumnezeu, cuvine-se cu adevărat. Odată cu această întâmplare, se mai pomenește și toate celelalte minuni ale Sfântului Arhanghel Gavril. Venirea lui la Moise pe când păștea turmele socrului lui Ietro, când i-a descoperit acestui mare ales al lui Dumnezeu cele despre facerea lumii și toate celelalte pe care Moise le-a însemnat în Cartea Facerii. Venirea lui la prorocul Daniel, întru care i-a descoperit acestuia taina împărăției celei viitoare și venirea Mântuitorului. Venirea lui la Sfânta Ana și făgăduința că va da naștere unei fiice, celei prea binecuvântate și prea curate Fecioară Maria. Multele lui veniri la preacurata stăpâna noastră Fecioară Maria pe când viețuia în templul de la Ierusalim. Venirea lui la marele preot Zaharia cu veșterea nașterii înainte mergătorului Ioan, pomenindu-se aici și pedeapsa pe care i-a dat-o lui Zaharia de a rămâne mut pentru că nu a crezut cele spuse de el. Venirea lui din nou la Fecioara, care acum se afla în Nazaret, aducându-i vestirea cea minunată de la Buna Vestire, cum că îl va naște cu trup pe stăpânul Domnul și Dumnezeul Iisus, Hristos. Venirea lui la dreptul Iosif, venirea lui înaintea păstorilor din jurul Betleemului, venirea lui la Domnul însuși în grădina Ghețimanii, când l-a întărit pe el ca pe un om mai înainte de patima lui. Venirea lui la femeile mironosițe și multe alte tainice înfățișări și minuni ale lui. Pomenirea Sfântului Iulian, episcopul cetății Conomanis, Le Mans, din Galia, Franța de azi. Unii cred că acest sfânt nu este altul decât Simon cel Lepros, care a fost vindecat de Domnul. Sfântul Apostol Petru l-a sfințit pe acest Simon episcop și l-a trimis la păgânii din Galia, unde Sfântul Iulian a îndurat toate cumplitele urgite la acei păgâni, dar a izbutit să aducă premulți la Hristos, făcându-i din păgâni robe lui Dumnezeu. Când a botezat pe căpetenia de Fenson, mulți dintre supușii acestuia au îmbrățișat și ei Sfânta Credință. Prin harul lui Dumnezeu, el a făcut și multe minuni. El a vindecat bolnavii, a scos afară demonii din oameni și a înviat morții. El și-a sfârșit viața cu pace și la ceasul ieșirii lui s-a arătat înaintea prințului de Fenson în plină zi, pe când acesta ședea la masă. Pomenirea Sfântului Ștefan de la Mănăstirea Sfântului Sava, Savaitul. Acest Sfânt Ștefan era vărprimar cu Sfântul Ioan Damaschinul. El bine s-a nevoit într-un monahiceștile lupte în mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit, pentru care s-a și numit Savaitul. El a fost un mare următor și propovăduitor al vieții Sfântului Sava și o făclie luminoasă tuturor monahilor din Palestina. El s-a odihnit în Domnul la anul 794, într-un al 69-lea an al vieții sale. Pomenirea Sfintei Cufioase Sara. Tânără fecioară fiind Sara, s-a retras într-o pusniceștile nevoințe, luptându-se monahicește timp de 60 de ani pe malurile râului Nil, nu departe de Alexandria. Prin exemplu vieții ei, a atras multe femei la viața monahală. Ea s-a odihnit în Domnul la anul 370. Cugetare. Omul împodobește straele cele simple, cele scumpe și somtuoase însă îl împodobesc ele pe el.
Hainele simple atrag atenția asupra omului, în timp ce hainele cele scumpe atrag atenția asupra lor. Patima pentru hainele de lux se cătuiește de vlagă și usucă cu totul sufletul omului. Acesta este adevăratul motiv pentru care biserica a oprit întotdeauna hainele cele extravagant de scumpe, recomandând întotdeauna cu tărie simplitatea. Printre nenumărații sfinți creștini nu se află nici măcar unul care să fie aflat în hainele cele scumpe ajutor pentru mântuire și sfințenie. Mulți regi și împărați înțelepți și mari, nu doar creștini, ci și păgâni, au iubit simplitatea îmbrăcăminții. Astfel se zice că împăratul Augustus Octavius, în timpul împărăției căruia s-a născut Mântuitorul, purta doar haine simple, țesute de propria lui soție, sau de fiica sau de sora lui. Se spune despre regele Carol al V-lea că purta haine atât de simple, încât de multe ori până și cei mai de pe urmă supuși ai lui erau îmbrăcați mai bine decât el. Un bărbat odată l-a invitat pe ilustrul general grec Philopomenes la masă. Philopomenes nu mai acceptase niciodată până atunci o invitație la masă în casa unui particular și de aceea a sosit un pic mai devreme. Gazda încă nu sosise, dar soția gazdei, necunoscându-l personal pe marele Philopomen și văzându-l îmbrăcat în haine atât de simple, s-a gândit că acesta este sluga pe care generalul a trimis-o mai înaintea lui ca să-i anunțe soțului ei sosirea stăpânului. Gândind așa, ea i-a poruncit părutei slugi să meargă afară și să crape niște lemne. Philopomenes s-a dus cu bucurie și a început să crape buștenii cu toporul. Când a sosit gazda și l-a văzut pe marele general pregătind lemne pentru foc ca o slugă, s-a înspăimântat și l-a întrebat: cine a cutezat să-l coboare pe stăpânul meu până la o asemenea muncă? La această întrebare, generalul a răspuns liniștit: hainele mele. Luare aminte. Să luăm aminte la marea și prea marea răbdarea lui Dumnezeu către poporul evreu cel necredincios și la meritata lor pedeapsă. Numerele 14. La cum Domnul a lucrat mari și nenumărate minuni înaintea ochilor lui Israel, dar ei au rămas îndărătnici în necredința lor și au cârtit împotriva lui Moise. La cum Dumnezeu i-a pedepsit făcându-i să rătăcească timp de 40 de ani prin pustie și lăsându-i să piară acolo cu toții, în afară de Iosua fiul lui Nun și Caleb. La cum și unii dintre noi pierd în pustia desfrâului, nemai ajungând niciodată la pământul în care curge lapte și miere și care este împărăția cerurilor. Predică despre trebuința neapărată a trezviei în lupta contra diavolului. Fiți treji, privegheați! Potrivnicul vostru, diavolul, umblă răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. 1 Petru 5:8. Monahismul ortodox a socotit întotdeauna că trezvia și dreapta socoteală constituie esența luptei ascetice. Duhul trebuie să fie purur treaz spre a putea simți de departe pericolul și pururea plin de discernământ și de dreaptă socoteală spre a-și da seama cu precizie în ce direcție anume vine pericolul și de la cine. Fii treaz, fiul meu, ca să nu calci pe șarpe, ca să nu cazi în groapă, ca să nu te întâmpine lupul, ca să nu te înneci în adâncuri, ca să nu rătăcești de la calea cea dreaptă și să te pierzi în hățișuri. Așa își sfătuiește purur maica pe fiul ei, temându-se pentru viața trupului lui. Cu și mai mare grijă își sfătuiește și Maica Biserică fiii, temându-se pentru viața cea veșnică a sufletelor lor. De aceea, copii, fiți treji, privegheați. Potrivnicul vostru cel vechi, diavolul, niciodată nu doarme, nici se odihnește, ci pururea ca un leu sălbatic și flămând, umblă și răgnește căutând pe cine să înghită. Fiți treji, privegheați, căci voi sunteți ca niște mielușei, iar el este ca un leu. Când oile simt putoarea grea a lupului, ele aleargă și se îngrămădesc în jurul păstorului lor. Privegheați și veți simți și voi duhoarea încă și mai grea a demonilor, care vă dau târcoale, dar fug de îndată ce scăpați la
acoperământul Sfântului Păstor, Hristos Domnul și Dumnezeul nostru. Vesimțirea a duhoare a diavolului care vă vine de la gândurile voastre, de la simțirile voastre, de la intențiile voastre și de la poftele cele trupești ale voastre. Toate câte le gândiți, închipuiți, simțiți, intenționați sau poftiți împotriva lui Hristos și a legii lui Hristos, să cunoașteți că sunt capcanele diavolului și reaua lui duhoare. Să cunoașteți aceasta și să fugiți la păstorul vostru, ațintindu-vă mintea întreagă, inima, sufletul și trupul la El. O, Stăpâne Iisuse Hristoase, Cela ce ești păstorul nostru pururea priveghetor, trezește-ne pe noi și ne luminează în tot ceasul, ca nu cumva să năvălească dușmanul pe negândite asupra noastră și să ne înghită. Că-ți se cuvine toată slava și mulțumită în veci. Amin.